Până la această oră nu s-au înregistrat incidente deosebite de ordine publică care să afecteze desfășurarea procesului electoral. La data de 6 decembrie, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Ciorani s-au autosesizat cu privire la faptul că un bărbat a continuat campania electorală în mediul online. Din cercetări a rezultat faptul că aspectele sesizate se confirmă, fapt pentru care persoana în cauză a fost sancționată contravențional conform legii numărul 208/2015 cu amendă în valoare de 4.500 de lei. O situație similară s-a înregistrat și în Ploiești, fiind efectuate cercetări la acest moment. Totodată, la secția 367 din Ceptura, pompierii au fost sesizați în jurul orei 12 despre faptul că la coșul de evacuare a fumului are loc un incendiu. La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere și unul de prim ajutor, care au procedat la executarea recunoașterii. La nivelul secției a fost întrerupt procesul de votare timp de aproximativ 40 de minute. Preventiv, 13 persoane s-au autoevacuat. Procesul de votare a fost reluat în condiții de siguranță la ora 12.40. Orice sesizare va fi tratată cu celeritate și seriozitate, iar efectivele angrenate vor manifesta toleranță zero în cazurile de încălcare a legii, indiferent de opțiunile politice ale persoanelor implicate.